Peste 300 de candidați au venit astăzi la centrele de examen pentru a susține prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat în sesiunea din toamnă. Bacovia sau Eminescu? Aceasta a fost întrebarea care a stat pe buzele celor mai mulți dintre aceștia. Subiectele de la limba și literatura română au fost accesibile pentru unii dintre candidați, însă nu pentru toți. Subiectul 3 a fost, ca de fiecare dată, cel care a făcut diferența. Mulți dintre candidați speră să obțină măcar notă de trecere. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat de toamnă au debutat luni cu proba scrisă la limba și literatura română. Intrarea în sălile de examen s-a făcut până la ora 8:30, iar la ora 9 elevii au primit subiectele. În viziunea unora dintre candidați, acestea au fost accesibile. A fost ușor, a fost chiar decent. Ce a picat la subiectul 3, de exemplu? O operă la alegere dintre autorii Mihai Eminescu și George Bacovia. Ce ai ales? Mihai Eminescu. De ce? E un autor mai ușor, se încadrează mereu în curentul modernist și am ales Luceafăr. Asta a fost. Subiectele n-au fost grele. Le-ai abordat pe toate? Aproape. La subiectul 3, cum ți s-a părut gradul de dificultate? A fost greu, nu l-am făcut. Ai dat și în vară? Da. Și cum ți-a părut proba aceasta față de cea din vară? Ușoară. În schimb, pentru alții, probele scrise din cadrul acestei sesiuni a examenului de bacalaureat au început cu stângul. Cum a fost prima probă? Greu. Ce ți s-a părut așa greu? Tot. Să zic un 5, dacă eu. La această primă probă scrisă s-au prezentat în jur de 300 de elevi. Au existat, de altfel, și 2 candidați eliminați pentru tentativă de fraudă. În total avem un număr de 615 înscriși, 358 sunt din seria curentă și 257 din seria precedentă. La această probă s-au prezentat un număr de 315 copii. Incident a fost? Da, au fost 2 copii care au încercat să fraudeze și au fost excluși din examen. Pe data de 20 august urmează proba obligatorie a profilului istorie sau matematică, după caz, iar aceasta va fi urmată de proba la alegere a profilului. Anul acesta, la sesiunea de toamnă a bacalaureatului, sunt înscriși peste 600 de candidați.